Am văzut că ai o ofertă altfel pentru sărbătorile de Paște. Dacă poți să ne povestești despre bijuterii? Așa îmi place mie să spun, bijuterii altfel. Sunt în stilul steampunk, componente în interiorul ceasului mecanic puse în rășină cu efect de sticlă. Ne poți arăta câteva modele mai complicate? Sigur că da. Nu știu dacă ăsta e cuvântul complicate, dar aici am turnat rășină, așa, s-a uscat rășina, iar apoi am mai adăugat alte rotițe și am turnat încă un strat subțire peste. Și are un efect de tridimensional. Băiețelul meu e încântat de acest pandant cu tricolorul României, da? La început am început cu mărgeluțe, bijuterii comune și apoi am zis hai să fac altceva și așa am început acest stil. Și ca prețuri? Sunt accesibile? Sunt mai scumpe? Accesibile, sigur că da, pentru că le fac eu și când vine clientul și îmi spune negociem la preț, eu am început să le fac din pasiune și când începi să le faci din pasiune, nu ții neapărat la preț. Da. Poate fi considerat un cadou mai deosebit de Paște? Sigur că da, da. Deci chiar clienții îmi spun că caută altceva, ceva mai deosebit. Și nu sunt din aur, nu sunt de argint, dar sunt de efect. Da. Până când te găsim la târg? Pe mine, ca și pe celelalte colegi, ne găsiți până vinerea viitoare. Deci de astăzi, timp de o săptămână. Ce le recomanzi focșănenilor de Paște, drept cadouri? Suveniruri. Le recomand ceea ce probabil a fost dintotdeauna valabil și ceea ce rămâne oricând și tradițional și actual în egală măsură. Orice este românesc, de la tradiționalele ouă de Paște, care sunt fie închistrite, fie cu ceară, fie cu mărgele, au diversitate, au de unde alege și orice altceva le face cu ochiul. Cred că orice ar fi potrivit. Se mai poartă tradiționalul sau lumea caută ceva mai modern, mai chici, că am văzut că și chinezăriile sunt destul de căutate? Cred că se poartă ceea ce fiecare alege să fie actual și de calitate. Personal am ales deja și dovada este magazinul și fiecare poate să facă la fel. Ca prețuri, sunt accesibile sau un pic mai piperate față de restul? Sunt foarte accesibile. Sunt produse, mai ales dintre cele potrivite Paștelui, care pornesc de la 4-5 lei și care, indiferent până la cât urcă, sunt la fel de potrivite pentru oricine. Ce recomandați vizitatorilor să cumpere drept cadouri de Paște din acest târg de artizanat? Deci, ca recomandare ar fi ouăle de Paște, felicitări, ornamente, aranjamente, că sunt lucrate handmade și, într-adevăr, se vede că s-au muncit la ele. Și, eu știu, mici atenții, mici cadouri, brățărele, broșe, seturi. Avem o colegă din grup care lucrează cu Fimo și lucrează niște produse extraordinar de frumoase. Acum rămâne la aprecierea clienților dacă, într-adevăr, merită să fie cumpărate sau nu produsele noastre. Noi ne-am dat toată silința. Știu că e prima zi a târgului, însă din experiențele anterioare, cam ce se caută? Clienții noștri sunt destul de permisivi ca și gamă, în sensul că merg toate produsele pentru că se văd că sunt lucrate de mână și atunci fiecare, în funcție de ce are nevoie sau, eu știu, poate vrea să-și cumpere un cadou pentru suflet, își alege din produsele care sunt expuse. În general, merg cam toate produsele. Nu e un produs care să meargă foarte bine și altul care să nu meargă deloc. În general, produsele handmade sunt relativ nou apărute pe piața noastră vrânceană. Ne confruntăm așa, uneori, cu persoane care vin, intră cu zâmbetul pe buze și în momentul în care văd produsele se încruntă. N-am înțeles niciodată ideea de ce, pentru că nu avem stilul de a trage de oameni să cumpere. Efectiv, noi tratăm târgurile ca și o expoziție cu vânzare. Deci, la noi, cine vine să vadă, e foarte bine, nu este obligat să și cumpere. Important este să vedem reacția lor, da? Să comunicăm cu ei, să ne spună... Sunt persoane care ne spun, domnule, aș dori un produs care să arate cam așa. Și atunci ne putem orienta și noi la ceea ce se cere pe piață.